Mai mulți locuitori din Constanța rămân mâine fără apă potabilă. Pentru executarea lucrărilor de modernizare la nivelul rețelei distribuției apă potabilă, Raja S.A. va întrerupe furnizarea în intervalul orar 8-18. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zonele Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, tronsonul delimitat de Bulevardul Tomis și strada Nicolae Iorga, cu străzile adiacente, zona cuprinsă de strada Călăraș și Castanilor, precum și cei arondați punctelor termice 100-115 și 124.